Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul din această duminică este domnul Andrei Pleșu. Bună ziua și mulțumim că ați acceptat să veniți astăzi în fața noastră aici. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Domnule Pleșu, discutăm despre România, societatea românească. În ultimele săptămâni, mulți români, sute de mii, ieșiți în stradă. Cum vi se pare România după două săptămâni de proteste, de anvergura celor pe care le-am văzut? Pe mine m-a impresionat enorm întregul fenomen, m-a emoționat, pot să spun, pentru că, între altele, a contrazis două idei pe care le socotesc acum greșite, pe care le aveam uneori. Aveam bombăneli despre noua generație, aveam bombăneli despre excesul mijloacelor de socializare. Ori am avut acum prilejul să constat că noua generație e extrem de promițătoare, extrem de simpatică, extrem de promptă în reacție și vigilentă civic, și că mijloacele de socializare, dincolo de riscurile pe care le implică, sunt un instrument care trebuie luat în seamă și care poate fi foarte util în momente cum sunt cele de care ne ocupăm. Am fost impresionat și de discursul articulat al celor din stradă, și de umorul lor, și de tenacitatea lor. Explicația mea, între altele, este că este prima generație care nu are experiențe inerțiale dinainte de 89. Adică experiența fricii, experiența mersului pe burtă, nostalgii. E o generație care s-a născut normală și mă bucur că se manifestă. Scriați că le sunteți recunoscători celor din piață. Așa este, pentru că eu nu mai am puterea să fiu eu un om de stradă, dar mă simt reprezentat de ei și sunt încântat să văd ce bine arată. Prieteni apropiați au fost în piață sau nu? Adică cred că a fost odată, cred că a fost direct domnul Liceanu odată la început. El e mai sportiv ca mine și n-are 5 bypass-uri cum am eu. Și, bineînțeles, fenomenalul Mihai Șora, care e un tibetan viguros. Dacă vă uitați la televizor și pe urmă comparați cu ce vi se povestește, e o diferență mare? Depinde la ce post de televiziune mă uit. Ce mi se povestește e foarte credibil pentru mine, că membrii ai familiei mele au fost la demo acolo. Noi locuim pe strada Paris, foarte aproape, și așa că am informații de la sursă. Depinde, altfel, sigur, la ce post de televiziune te uiți. Și am văzut că există și o demonstrație la Cotroceni. Diferența între cele două demonstrații, nu vreau să fiu antipatic, este că cei de la Cotroceni sunt de fapt telespectatori, în sensul că ei reproduc mesajele pe care tocmai le-au auzit cu o zi sau cu o seară sau cu mai multe săptămâni înainte la una, două posturi de televiziune. Ceilalți nu sunt telespectatori, sunt oameni cu meserii limpezi, cu proiecte de viață vizibile și care înțeleg să-și protejeze statutul. Ce bine, sunt și experți la Cotroceni, iertați-mă, am văzut doamna Florica, cum o cheamă dansatoarea, și doamna Violeta Barbu, este istoric, foarte serios, am văzut-o și l-am avut-o și la Colegiul Noua Europa ca bursier, soția domnului Daniel Barbu. Prin urmare, sunt acolo și specialiști. Ce credeți că i-a scos pe oamenii din stradă, din Piața Victoriei, celebra ordonanță 13? Sunt proteste anticorupție sau sunt proteste pentru apărarea unor libertăți pe care acești oameni și le simt amenințate? Sigur că ordonanța 13 a fost grenada declanșatoare, dar eu nu cred că ea e esențialul în manifestările tinerilor. Dovadă e că s-a abrogat și manifestările continuă. E vorba întâi, cum s-a și spus, de un tip de procedură care a neliniștit,
lucruri făcute rapid, pe sub mână, fără consultări, fără și cu nete capitole care erau în beneficiul celor care au emis ordonanță. Pe de altă parte, și asta e încă puțin. Eu cred că până la urmă e vorba de o neîncredere, nu numai în principiile, moralitatea și procedurile guvernanților, ci și în calitatea lor umană. E vorba aici de educație, de limbaj, de știință a comunicării, de decență și mai ales de competență tehnică demonstrabilă. Te simți prost să vezi că ești condus de oameni despre care nu știi nimic. Nu se întâmplă asta nicăieri în lume. Toți miniștrii din lume, în Franța, în Germania, sunt oameni care au un profil, care pot raporta ceva despre prestigiul lor, despre isprăvile lor, despre și mai ales care au aceste calități care sunt tot mai rare, pot vorbi și pot gândi. Vom reveni la cei din Palatul Victoria. M-aș întoarce puțin la cei din fața Palatului Victoria. Aceste proteste care continuă, dar la intensitate mai mică de duminica trecută, spre ce se duc? Cum poate fi canalizat această energie, acest spirit protestatar în ceva concret, palpabil pentru viitor? Sigur că proteste nu se pot prelungi la nesfârșit. Într-o țară normală, la o asemenea cantitate de proteste, guvernul trebuia să aibă reacții mult mai consistente. Cum guvernul pare să simtă în regulă și nu pare grăbit să auto-regleze, s-ar zice că la un moment dat protestele se vor termina. Pe de altă parte, cred că ele au fost un semnal de care oamenii politici nu pot să facă abstracție și se vor gândi de două ori, poate de aici încolo, când fac câte o nefăcută, dacă nu cumva a doua zi o să aibă o reacție de acest tip. Acum, chestia cu soluțiile, fiindcă am auzit mereu asta, cu ce soluții vine piața? M-a auzit și un ziarist într-un post de televiziune, doamne, bun, protestează, da, soluții. Asta e ca și cum te duci la doctor și îi spui că te doare capul și îl spune, lasă plângerile, spune ce soluții ai. Păi eu nu vreau să dau eu soluții, eu vin cu problema. Soluțiile trebuie să le dea cei care au în mână frâiele acțiunii. Și credeți că sunt dispuși să le dea? Nu am văzând reacția guvernului. Nu am senzație și aici vin la ce spuneam înainte, la profilul tehnic, profesional și uman al celor care sunt în momentul ăsta la guvernare. Aud lucruri foarte stranii. Am văzut că ministrul economiei e un domn care a fost directorul poștelor și unde a avut probleme. L-am auzit pe domnul ministru agriculturii în mod vădit cineva care nu are exercițiul de a se exprima și de a gândi articulat. Aud acum că se pregătește să ajungă ministrul ajuns la educație, o doamnă care a fost directoarea loteriei, pe care Revoluția a prins-o muncitoare la uzinele Steagul Roșu, după aia a devenit dactilografă, după aia a devenit secretară, după aia a făcut niște studii pe la Spiru Haret, management, asta e competența generalizată, și acum ajunge să decidă cum e cu educația. O să ajungem să o regretăm pe doamna Andronescu în condițiile astea. Domnul deși Iordache? E greu. Cred că îi faceți una dreptate. Da. Dacă nu vă referiți și la domnul Iordache. E adevărat. E de necred. Uite, aș propune telespectatorilor să facă un experiment, să se uite pe Google și să vadă cum arată ministrii justiției din țările Uniunii Europene. Cine sunt ei? În Franța, în Germania, în Anglia. O să vadă că sunt oameni care au făcut studii serioase la mari școli și profesionale și politice, care au o carieră politică intensă și care sunt oameni cu capacitate de comunicare îndelung exersată. Contrastul e tulburător. Nu se poate. Mi-am notat totuși, așa ca să nu vorbesc în vânt, că nu știu nicio pe din afară, doamna care acum a demisionat în Franța. Avem și acolo un demisionar la justiție, o doamnă. E bine, doamna aceasta
a făcut studii de economie, a făcut studii de sociologie, a făcut până și studii de etnografie și are o carieră politică plină de poziții importante și dă demisia. Dând declarație când și-a demisia, a spus există două feluri de a rezista. Să stai pe loc sau să pleci. Am ales să pleci. Avem și noi un ministru care și-a dat demisia în urma celebrei ordonanțe 13. Sunt bucuros când văd că sunt și oameni care își regăsesc chipul și normalitatea. E și cazul primarului de la Iași, pe care l-am văzut vorbind și care mi-a făcut o excelentă impresie, nu fiindcă se opune partidului, ci fiindcă vorbește normal. Pe mine, la noi normalitatea a ajuns o utopie. Nu-ți vine să crezi când te întâlnești cu ea. Ca să continui și să-l și parafrazez pe domnul Iordache, o altă întrebare. Așa. A devenit celebră, da, și această sintagmă. Protestele la care au fost și copii. Într-o, da, sâmbătă, într-una din zilele de weekend ale săptămânilor trecute, a fost organizat așa numitul protest al copiilor. Da. Condamnat, căutat pe urmă de protecția copilului prin toată țara. Cum vi se par copiii care au venit alături de părinți la nu protest? Nu știu dacă am voie să fac reclamă, dar în gazeta Dilema, unde de altfel nu mai sunt redactor, șef sau director, a publicat un articol pe tema asta și mi s-a părut bazat pe observație extrem de fină. A venit cu copilul la o demonstrație înseamnă a da semnalul că n-ai venit să te lupți, că n-ai venit să fii violent și că nu te aștepți la violență. Ăsta este semnalul, că nu e nimeni nebun să-și aducă copilul în piață dacă simte că, sau dacă are intenția să devină agresiv. Sunt oamenii din piață, sunt însă și mulți acasă care cred mesajele rostogolite în spațiul public. Soros a fost cel care i-a scos pe manifestanți. Manifestanții, da, au primit bani, chiar și câinii manifestanților, da, au, da, fost plătiți. Și sunt mulți români care cred astfel de mesaje. Da. Amintiți-vă că atunci când au izbucnit evenimentele din Timișoara în 1989, prima explicație dată de Nicolae Ceaușescu a fost că e vorba de huligani și de agenturi. Până când a fost piața Universității, Ion Iliescu a spus că e vorba de golani și de infiltrați, de incitări, cum a spus și acum, de altfel. Ba, a fost și un analist politic de curând, dar care încă de atunci susținea că demonstrația în piața Universității organizată de serviciile secrete franceze. Nu se știe brusc de ce erau francezi așa de implicați. Deci, teoria conspirației are un succes extraordinar și un fel de a pune Batista pe țambal. Eu găsesc că e și o formă de lipsă de patriotism. Am încercat să explic asta la un moment dat. Pentru că patriotismul, după capul meu, înseamnă să crezi în vigoarea nației tale, să crezi în resursele ei, să crezi în inițiativa ei, în buna ei orientare și în eficiența ei. Dacă mi se spune mereu că noi suntem formidabili, dar că în același timp numai cine nu vrea nu ne încalecă, ba Soros, ba Bruxelles, ba Putin, ba, tot timpul suntem victime. Eu nu cred că a fi victimă e o virtute. Și în orice caz nu este o virtute patriotică. Să ne hotărâm. Ori suntem victimele unei conspirații care ne-a castrat definitiv și o face în continuare, ori suntem dita mai națiunea respectabilă și eficientă. Mi se pare o contradicție între această amplă teorie a conspirației, am auzit de curând și o chestie jignitoare de-a dreptul. Sașii sunt o adunătură de naziști. Bun, atunci ungurii sunt hortiști și românii sunt haiduci. Și cu asta punem istoria în conserve. Doamne Pleșu, cine sunt oamenii la care prind astfel de mesaje? Campania aceasta pe care domnul Dragnea și PSD-ul o duc nu are succes decât dacă există un public care să guste
astfel de teorii ale conspirației despre care vorbiți dumneavoastră. La 27 de ani de la plecarea lui Ceaușescu există un, în continuare un curent, un filon național comunist puternic în România? N-aș merge atât de departe. E vorba și de un nivel al unei categorii de populație care se amuză să afle secrete. Tot ce este o țesătură ocultă pare interesant și pare plauzibil. Altfel e plicticos. Pe de altă parte, cei care lansează teoriile, dar și mulți dintre cei care le preiau și le difuzează, sunt oameni care, întrucât au o teorie despre dedesubturi, se cred mult mai inteligenți decât aia care n-au asemenea teorie. Adică genul care îți spun, auzi, ce vezi tu și ce crezi tu, ascultă-mă pe mine, e altfel. Și există o voluptate a penumbrelor, a rădăcinilor obscure, care are același succes cum au filmele de groază, cum au filmele cu bătăi, cum au filmele de spionaj. Nu e surprinzător că aceiași monștri cu care Corneliu Vadim Tudor, de pildă, speria populația în anii 90, prind în 2017? E trist, dar nu e prea surprinzător. Același străin, același Soros. Da, sigur, sigur. Aceiași unguri care rup Ardealul. Da, dar vedeți că acum l-au scos Soros, pe Laszlo Tökes din nou. Da, dar zic că Soros acum este interzis și în Ungaria de domnul Orban. De altfel, el a avut un destin foarte interesant, că în Ungaria era tratat ca evreu și antipatizat, în România ca ungur și antipatizat, când s-a dus în Rusia era american și antipatizat. Prin urmare, oriunde se ducea avea un portret sinistru. Ideea că un bătrân de 90 de ani manevrează planeta, mie mi se pare de un comic uriaș. Dar, pe de altă parte, văd că e o idee care prinde și pentru că dă explicații inexplicabilului. E greu să înțelegi că un guvern ajunge să fie atât de incompetent și de netalentat în materie de guvernare. Și atunci e mai la îndemână să inventeze o chestie în care guvernul devine piesă secundară. Important e că să trag niște sfori. Cu mentalitatea asta nu o să facem niciodată nimic. Și eu am tot spus-o. Păi și Revoluția de 1848 s-a făcut tot cu niște... Că n-am inventat-o noi, a venit din afară. Dar și Războiul de Independență l-am câștigat pe baza conflictului ruso-turc, dar și unirea principatelor pe care moldovenii nu prea vroiau, au vrut-o mai mult francezii și așa mai departe. Cu teoria asta, bun, asta e lumea, vorbeam de globalizare. Lumea nu este făcută din piese izolate. Totul se leagă cu tot. Vă auzeam mai devreme spunând că s-ar putea ca după ce oamenii au ieșit în stradă, guvernanții, conducătorii, să se gândească de două ori înainte de a face ceva. Concret, problema ordonanței 13 s-a mutat în Parlament, unde aleșii par a fi prea puțin dispuși să renunțe la temă. Ba dimpotrivă. Credeți că vor renunța? Mă tem că nu, pentru că funcționează o disciplină de partid care și ea pune probleme, după părerea mea. E adevărat că odată intrat într-un partid, e normal să accepți că există o disciplină de partid, o solidaritate de partid și așa mai departe. Dar nu scrie nicăieri că odată intrat într-un partid, trebuie să te faci șobolan. Și că nu mai ai voie să te exprimi, că nu mai ai voie să fii critic. Asta se întâmplă în toate partidele. Ați văzut, la liberal, dacă unul a ridicat glasul, ca Toader Paleologul, a fost exclus. Acum e în pericol domnul Chirică de la Iași. Deci ideea asta că un partid este un fel de organizație, militară, în care ordinul se execută, nu se discută, în care tot ce se vine de sus e legitim și necontestabil, mi se pare foarte periculoasă. Ori asta se întâmplă. Domnul Liviu Dragnea, da. O să vă rog să faceți un portret al acestui lider politic.
s-a părut la început destul de abil, însă am simțit de la început că e mult mai periculos decât Victor Ponta. Pentru că Victor Ponta avea un fel de spontaneitate veselă și previzibilă. Aici sunt tăceri, sunt mustăceli, sunt tăceri, pauze și asta e mai greu de descifrat. Ce constat este că, în mod limpede, faptul de a fi ajuns în centrul atenției și la putere i-a diminuat calitățile. Sunt foarte puțini oameni care rezistă la o postură de acest tip. E limpede că omul este incapabil de reflecție asupra lui însuși, asupra situației, asupra străzii, asupra țării. Este angajat strict într-o luptă privată. Pentru el, conducerea țării e o afacere privată. Asta e lucru care te scoate din minți, care cred că i-au scos din minți și pe cei din stradă. Este slujitorul, Liviu Dragnea este slujitorul lui Liviu Dragnea. Foarte bine, toți ne ocupăm de propriile noastre interese, cu condiția să nu ajungem în postura de a trebui să ne ocupăm de interesele celorlalți, chiar dacă nu ne convin. O discuție foarte interesantă. O să luăm o scurtă pauză de publicitate și o continuăm.